3 locuri unde aș merge cu oricine dintre voi dacă ar fi să vizitați orașul meu natal. Suntem acasă, nu știu ce înseamnă casă pentru voi, dar pentru mine casa înseamnă Petrila, un mic sătuc din Valea Jiului. Hello beautiful people! După cum bine știi, numele meu este Dragos, sunt în căutarea interesantului, iar astăzi suntem la Petrila, locul în care m-am născut și locul în care eu îi spun casă. Am și o nouă întrebare pentru tine în episodul acesta, vreau să-mi spui unde este casa ta, unde te simți tu acasă, pentru că eu mă simt acasă la Petrila. Episodul de astăzi am lăsat-o pe Victoria în Grecia, iar eu am venit la Petrila. Și pentru că tot am venit acasă, vreau să-ți arăt și ție 3 locuri în care te-aș duce dacă ai veni să vizitezi orașul meu natal. 3 locuri de văzut în orașul meu natal. Începem cu primul loc, mergem pe malul Jiului. Un loc foarte drag mie. Și eu mă uit ăla. Am plecat de acasă, mi-am întâlnit și primul meu fan de la Petrila, pe fetița aceea mică care mi-a spus că ce faci bă, filmez? Am spus că da, filmez pentru un canal de YouTube, un călător, la care ea, a, da, și eu mă uit ăla. Acum știm că nu filmăm doar pentru noi și am venit în locul în care aș fi venit cu oricine dintre voi dacă v-aș fi adus la Petrila. Pe malul Jiului. Dăm o tură pe malul Jiului. Ce faci, copilul? O plimbare pe malul Jiului, bineînțeles că al doilea loc în care te-aș duce în plimbarea noastră virtuală acasă la mine ar fi la Mina. La mine la Petrila, locul în care părinții mei au lucrat și m-au crescut pe mine. Astăzi este doar un muzeu. Dacă ar putea vorbi întreprinderea asta, sunt sigur că ar avea o grămadă de povești interesante să ne spună. Și după mine mergem în locul în care într-adevăr mă simt acasă. Și un alt loc interesant în care te-aș duce dacă ai veni într-o plimbare în orașul meu natal este, bineînțeles, la range-ul lui Mr. Paul. Yes! După cum știi, Mr. Paul este tatăl meu. Și împreună cu Mami Mihaela, care am fost după o zi în alte episoade, ei își petrec aici majoritatea timpului lor. Și dacă tot am ajuns, am și o întrebare pentru fiecare dintre ei. Și începem cu Mr. Paul. Mr. Paul, stai drept! Vreau să-mi spui un lucru care îți place și un lucru care nu-ți place la range-ul tău. Un lucru care îi place și un lucru care nu-i place la range-ul lui. Îmi place că mă aflu aici, de câte ori vreau eu și de câte ori mă simt foarte bine. Și lucru care nu îmi place e că e mai, la bătrânețe e mai greu de accesibil. Greu accesibil, 20 de kilometri. Bravo, Mr. Paul, bravo, Mr. Paul. Ne vedem cu el când mai venim pe aici. Yes. La revedere. Și acum, Mami Mihaela, Mami, pentru tine e o întrebare din asta pentru musafiri. Deci dacă am avea invitați niște prieteni de-al noștri aici, vreau să-mi spui ce ar putea mânca și unde s-ar putea duce pe aici? Cam ce activități ar putea face niște oameni dacă ar veni aici la voi? În primul rând ar putea să viziteze zona care este foarte frumoasă, are niște peisaje superbe. Și de mâncare este mâncarea zonei tradiționale aici, un sloi de oaie, un sloi de oaie, un fel de carne de oaie fiartă în sucul ei propriu. Asta e tipică oamenilor de aici, a Momălanilor? Exact, un vișli de oaie fiert cu muștar, o tochitură la ceaun. Deci vii aici, mergi pe cărări neumblate și mănânci mâncăruri momârlănești. Așteptăm pe noi! Lăsăm pe oameni aici și noi ne continuăm călătoria. La revedere! Drum bun! Dragul meu, ne-am întors la Petrila, m-am schimbat și acum mergem să-ți arăt locul cel mai spectaculos al orașului meu natal. După cum vezi, este cald și soare, iar eu mi-am luat schiurile și mergem sus în Parâng. Mergem în cel mai sălbatic și mai frumos loc montan din România, după părerea mea, da? Mergem în stațiunea Parâng, aflată la 12 km de Petrila. Acasă. Am plecat sus.